meseria ca public, craiovean, care timp de 50 de ani m-ai răsfățat cu aplauzele tale, în care ai pus și dragoste, și prețuire, și admirație, îngăduitu-mi fie acum, la rândul, cu aceleași sentimente dublu întreite, să-mi plec fruntea cu nemărginită recunoștință și cu toată ființa mea să strig. Sărbătorirea lui Ilie Gheorghe s-a constituit într-un adevărat spectacol în care, de-a lungul la peste 2 ore, spectatorii au putut asista doar la o mică parte din ce a însemnat prodigioasa cariera actorului. Alături de el, pe scenă, s-a aflat Nicolae Coande, secretarul literar al teatrului, care a fost un adevărat ghid în drumul printre amintiri. Întreaga viață și creație artistică a lui Ilie Gheorghe stă sub semnul acestui maraton, al unui mare și stovitor, adesea, dar la finalul căruia omul și-a îndeplinit rostul, misiunea, chiar cu prețul sacrificiului. Ilie Gheorghe este un nume de referință, nu doar în Teatrul Craiovean, ci și în Teatrul Românesc, cu peste 120 de roluri la activ, prezentate pe marile scene ale lumii de pe toate continentele. Ilie Gheorghe a rămas ca etalon în istoria teatrului din România, cu 2 roluri care nu au fost până acum egalate, Cațavencu și Iona. Mamă! Aș, Ilie, mi s-a întâmplat o mare nenorocire. Mai naște o dată. Prima viață nu prea ne știa. Păi nu-i se întâmplă să poată trăi după copta ei, dar poate a doua oară. Și dacă nici a doua oară, poate a treia oară. Și dacă nici a treia oară, poate a patra oară. Poate a 10-a oară. Tu nu te speria, mamă, numai din faptul ta. Și naște-mă mereu! Aniversarea a fost întregită de mesaje de felicitare și de distincții care i-au fost acordate. În al preasfinția sa, Irineu Popa, mitropolitul Olteniei, a ținut să-l omagieze personal pe Ilie Gheorghe. Vă consider că sunteți ca un pom rotitor răsădit lângă apele cunoștinței, apele cunoașterii și ale dăruirii întru totul publicului și celor care au nevoie de artă și cultură. Pentru că arta și cultura sunt hrana noastră. Fără de artă și cultură, un popor este destinat pieirii. Apoi, mitropolitul Olteniei i-a înmânat medalia Sfântului Nicodim de la Tismana, clasa 1. Vrednic este! Vrednic! Tulburătoare, mântuire, binecuvântare. Ați înviat! Momentul aniversar de aseară a fost un omagiu adus unui mare actor, dar și un omagiu adus teatrului ca formă supremă de a înțelege menirea artistului într-o societate.